Ambasadorul Republicii Slovenia a avut o întâlnire la Timișoara cu primarul Dominic Fritz. Este o mare plăcere să găzduim oaspeți dintr-o țară care ne este atât de apropiată prin valori și provocări pe scena Europei. Atât Timișoara, cât și Slovenia au o bogată moștenire culturală, iar noile colaborări ar putea deschide noi oportunități benefice pentru ambele părți, transmite primarul Timișoarei Dominic Fritz. Ambasadorul Sloveniei și-a exprimat dorința de a înființa un consulat onorific al Sloveniei aici la Timișoara. Această această inițiativă deschide noi orizonturi pentru colaborări economice, în special în domeniile industriei automotive și IT, dar și în ceea ce privește schimbările culturale. Primarul Timișoarei și-a manifestat deschiderea de a consolida legăturile dintre Timișoara și Slovenia, împreună să construim noi oportunități de promovare pentru a repoziționa România și Slovenia la nivel internațional.